Încrederea românilor în Parlament a scăzut simțitor, arată un sondaj curs dat publicității recent. Față de luna mai 2018, Parlamentul a scăzut cu 9%. Doar 14% dintre români au încredere în organul legislativ. Însă, încrederea în pompieri a crescut cu 6% și a ajuns la 88%, în timp ce în armată încrederea a crescut cu 4% și a atins nivelul 71%. Biserica a scăzut și an în acest top cu 1%, dar se menține la un nivel ridicat cu un procent de 67%. Românii au mai multă încredere cu 5% în poliție, care a ajuns la cota 60. În schimb, românii nu mai cred atât de mult în instituția președintelui. Conform sondajului acesta se află pe locul 7 cu un procent de 37%. Dacă Parlamentul a avut cea mai spectaculoasă cădere din ultimele luni, guvernul are o rată de încredere de 27%, în creștere ușoară cu 3% față de luna precedentă. Studiul a fost realizat pe un eșantion național de 1067 de persoane la domiciliul celor intervievați. Perioada de sondare a fost 23 iunie-1 iulie. Sondajul are o eroare statistică de plus-minus 3%.